Cătăline, ce îmi pare faci? Arăți extraordinar. De tine. Am sărit o săptămână că ați avut concursuri, ați avut nu știu ce treabă. Am fost busul și vinerea mare. Da, a fost complicată. N-am vorbit despre vremea, noi am vorbit despre ale noastre, că doar ne-am văzut. Știu. Ce faci, busul? Bine, bine, bine. Cel mai bine din lume. Am început un nou proiect la Luceafăru. Deci, cum să zic? Deci publicul vine la teatru, lumea se bucură, e tot ce trebuie. Da, da, da. Busul, om minunat, băi, oameni buni, om minunat. Știți că puteți să ne trimiteți mesaje și pentru busul la numărul nostru de telefon. Hai să ne dăm jos. Hai să ne dăm jos din copac. Nop. Perfect, gata. Dragilor, eu acum mi-am luat foile ca să nu greșesc chiar și ceva, să nu zic prostii. Tu nu greșești niciodată, no, busul. Și e așa, în felul următor. Mâine cresc temperaturile în mare parte din țară, în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă că ajungem pe la 18 grade, probabil prin zona depresionare, până la 24 de grade. Bravo, busu! Deci avem temperaturi mari. Mâine călbunică. Mai mari decât ar fi normal, deci. Da. Adică undeva cu un grad, două mai mari. Însă e cam instabilă vremea mai pe după masă, așa pe la munte și pe la deal. Pe la deal, la munte, vin niște ploi. Averse, descărcări electrice, care în a doua parte a zilei și seara sunt posibile și prin centru și sud, dar pe arii foarte restrânse. Da? Am înțeles, busul. Duminică? Duminică, temperatura scade în cea mai mare parte a țării. Avem de la 11 până la 24 de grade, mai avem un 24 răzleț pe undeva. Bă, busul, eu nu înțeleg. Dar... baie sus, baie, da, jos, baie sus, baie, 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 așa e. E o perioadă foarte bizară aceasta. Nu? Da, da. Cu capricii foarte mari și în general în Oltenia, în vestul și sudul Munteniei, în estul Banatului, în sudul Transilvaniei, în meridional și local, în occidentali, dar și în zona submontana aferentă, adică în zonele deluroase ale acestor munți, avem înorări accentuate cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se pot strânge cantități mari de apă, 15 litri pe metru pătrat, dar izolat pot fi peste 25 de litri deci de apă. Deci mă uit la tine la televizor că ești sigur în cadru și citești exact. Deci așa? Că ești la programul de Revelion la miezul nopții. Așa trebuie. Deci o să e 11 trebuie grade. Trebuie să știe lumea exact. Mâine e bine, 18-24, după mâine care poi mine se răcește. 11. 11-24 e o temperatură izolată pe undeva. Așa, asta este duminică. După aceea, luni, temperaturile rămân oarecum comparabile cu cele de astăzi, să zicem, sau de ieri. Avem de la 15 la 21, poate 22 de grade. Subnormal pentru perioada aceasta. Subnormal. De asta nu mai înțeleg, mă, busul, cu vremea asta. Ba e bine, ba nu e bine, ba e normală, ba e normală. În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură și prin sud-vest vin averse izolat cu descărcări electrice. În rest, un cer mai variabil. Așa apare și soarele pe aici, pe acolo și probabilitatea de ploaie în restul țării e foarte redusă. Da. Marți. Busu. A patra zi, ziua de marți, ne aduce vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Adică o să avem un punct de normalitate undeva izolat, 23 de grade, nu știu să-ți spun acum unde, dar 14-23 de grade. Deci ne ducem sub normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, da. Și temperaturile astea vor fi, în Banat e cel mai cald, în zona Reșița bănuiesc eu, și avem un cer mai înnorat așa în zona extracarpatică, adică în sud și în est. Perfect. La deal, la munte, poate și în restul țării izolat o să fie ploi de scurtă durată cu descărcărele. Acestea fiind spuse despre vreme, să trecem seama și la vremuri cu prietenul nostru, nimeni altul decât busul. Decât celebrul busul. Îți dai seama cum se întâmplă lucrurile, ai văzut? Tot timpul avem această fluctuație. Da, anul ăsta parcă a fost mai rău, nu? Anul trecut a fost cea mai ploioasă lună, iunie. Iunie, în general, să știi că e cea mai ploioasă lună. Medina. E considerată de meteorologi cea mai ploioasă lună din an, luna iunie. Anul ăsta văd că aprilie candidează la locul ăsta și văd că și maiul se duce în aceeași zonă.
Da. Acum, asta e. Asta e. Busu, știi ce vreau să te întreb? Dacă ești pregătit pentru știrile noastre? Am, da, sunt... Ai sau n-ai? Da, am o pregătire. Stai, știi, vreau să zic, Busu, aș vrea să spui mesajul ăsta și la televizor. Te-am zis că l-ai spus pe online. Ce? Că dacă ai dat timpul înapoi, singurul ai face orice doar ca să nu mai fumezi. Ai zis că regretul cel mai mare al vieții tale este faptul că ai fumat. Am cea mai mare prostie pe care am făcut. Cea mai mare prostie pe care am făcut-o, am apucat de fumat dintr-un capriciu, dintr-o prostie, din slăbiciune. Pentru câți că ani aveai, Busu? 17. Era genul ăla de anturaj să impresioneze. Da, să intri probabil acolo. Că da. Bănuiesc că din și apoi, cauza de la 17 ani ai fumat în continuu? Da, am fumat continuu, da. Am văzut chestia asta și mă gândeam așa. Am ce mesaj de la... de la 17 până la 56 de ani. Ai băgat ceva? Am băgat cam mult. Și ceva bani aruncați pe geam? Aia nu mai vorbim, că îți dai seama, am aruncat pe bani o casă, o mașină, o... nici nu vreau să mă gândesc la dacă asta. Dacă spunea cineva în perioada aia, Busu, nu mai fuma, lasă-te. Îi dădeam cu ceva peste ochi, spun, bă, mie îmi place să fumez, lasă-mă în pace. Până când la un moment dat, într-adevăr, pe la finalul perioadei acestea, spre 52-50, nu mai plăcea, dar nu mai puteam să mă opresc. Nu mai plăcea să fumez. Aveam și probleme din cauza fumatului. Gâfâiam pe scări, respiram foarte greu, aveam probleme noaptea, apnei, tot felul de lucruri. Dar n-am putut să mă las. Până când am făcut infarctul și în spital m-am lăsat fără niciun fel de... Fără voia ta, adică fără... forță. Dar nu, n-am mai simțit nevoia să fumez. Dar de asta zic că trebuie să treci printr-o problemă gravă. A trebuit să trec printr-o problemă gravă și ți-am spus că directorul spitalului mă chema la cafea în fiecare dimineață și mă întreba, vrei să fumezi o țigară? Că îți dau voie. Și am zis, nu, n-am nevoie, domnul doctor. Chiar nu am nevoie, nu simt nevoia. Bravo, mă, băiat. Pentru că știi ce se întâmplă? Medicii cardiologi sunt deștepți. Ei gândesc așa, dacă ăsta tușește acum atât de tare, are un acces de tuse atât de puternic încât îi crapă inima, e mai bine să fumezi o țigară ca să-și oprească accesul ăla de tuse. Pentru că nu-mi dădea să fumez un pachet de țigări. Da, mă lăsa să fumez o țigară la un moment dat. Deci nu era o mare nenorocire. Busu, bine că ești bine, dar mi-a plăcut, Doamne, mesajul ăsta să fie și pentru cei care se uită la emisiunea noastră, pentru că, practic, tu asta spui, Dumnezeu, dacă aș da timpul înapoi, aș face absolut orice e posibil să nu mă fi apucat de fumat. Da, corect. Asta e, bravo. Da. Busu, după ce am trecut, mi-a plăcut chestia asta, ți-am zis, am văzut-o și mi-a plăcut. Vreau să mergem la Cluj, dacă ești de acord, unde Cluj. O polițistă din Cluj care și-a pulverizat cu spray lacrimogen colegul ce se lupta cu un agresor, a fost angajat anul trecut. Avem video cu imagini, cu sunet și cu color chiar, imaginile i-a priviți. Amândoi erau în același loc. Cum i-a separat ea? Cum s-a gândit ea că îi separă? Îi dau numai lui ăla, da. Măi, e spray cu inteligență artificială. Se duce doar către agresor și evită, Doamne, colegul. Ia uite. Zici că e dădea cu Farmec 16. Îți mai dai seama Farmec 16. Domnuca asta care este în a fost angajată anul trecut. A fost angajată anul trecut. Aici este marea problemă. Că e foarte proaspătă. Ia uite filmarea, stai din altul. Angajată de ce la pac polițistul? De... Ia uite, ia mamă, uite. De-aia da frățică. Mamă, da, dă cu... I-a dat la colegul ei, ești nebun. Și mai e un gură cască pe acolo, vezi? E pentru că bărbatul ar fi agresat mai mulți copii. Ăla nu e copil, ăla nu, e... Nu, de asta l-au luat poliția acolo. Da, am înțeles asta. Băi, frate, băi. Băi, Busu, să zicem, Doamne ajută că uite, n-a cuspit. Uite, și ăla e. Ăsta care era la 2 metri jumate lângă. Uite, mai dă o dată imagine. Fii atent. Ăsta în portocaliu, da, care stă aici lângă mașină și cască gura, că nu poți zic că face altceva. Deci polițistul săracul l-a băgat l-a pe prins, acolo. L-a prins, l-a luat pe ăla. Bă, Busu, știi ce zic? Doamne ajută că n-a folosit pistolul. Că dacă... Păi nu cred că are pistol. Uite, ăsta portocaliu fuge, care la... stă, da, la un moment, nu că fuge, se freacă la ochi pentru că a ajuns spray-ul lacrimogen
de la ăia doi care se bat acolo, a ajuns la ochii lui, mă. Uite-te puțin. Bă, da, totuși colegul... atent, uite acum. Ia, da. Fii atent aici. Ăsta stă, să uită. Mai dă o dată. Și ăsta acum să uită. Ia, acum. Da. Uite cum pleacă. Ia uite, uite, vezi cum pleacă. L-a ajuns și pe el, mă. Bă, dar totuși, polițistul șmecher ăla de polițistul, da, care l-a prins, ăla se vede că are experiență și că e mai trecut. Are 15 ani de experiență și școlăria pentru el. Jos, omul, bravo. Bă, o mutare de tot, adică cu spray, mă, în ochi. Acum, sincer, să fiu, jos pălăria pentru el, da, bineînțeles. Care-i stat acolo, că na... Nu știu dacă jos pălăria pentru ea că a făcut gestul ăsta necontrolat, aș zice. Pentru că, bă, dar până la urmă, Cătăline, hai să ne gândim un pic cum se varsă adrenalina în situații de-astea. Cum ajunge adrenalina să ne controleze gesturile? Doar pe el, știi? Să ne controleze gesturile. Că până la urmă e vorba totuși de un exces de adrenalină aici. Știi? Și poate, fiind și e angajată de un an, poate și prima ei experiență. Păi de asta genul spun ăsta. Că bănuiesc că e prima experiență în care are acest fel de intervenție. Nu cred că a mai avut intervenții de felul ăsta. Nu cred, eu nu cred. E prima oară când se întâlnește cu o situație de genul ăsta. O fi zis și ăla. Și zis, cred. Mă gândesc că și colegul i-o fi zis. Ia spray-ul. Și a zis, vezi că dau cu spray. Dă-i spray-ul, vezi că dau, închide ochii. Ochii. Pom, și a chis. Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar e foarte... E amuzant cumva, dar bine că l-au prins pe Hai agresor. Să mergem mai departe, Busu. Nu știu dacă ai văzut un momentel care e viral pe YouTube. Cu biserica, când te prinde cu... învierea cu manicurea nefăcută. Am văzut, mă, băi, nu se poate, Doamne. Hai că avem imagini. Ia uite, mă. Era la asculta slujba. Ce, păi, și ce făcea rău în asta? Eu nu uite tu, mă, dar poți să fii un pic mai pios, adică poți să fii un pic mai atent la ce se întâmplă în biserica aia. Și pe principiu, nu... dacă stai unghiile, să nu sară în colivă, nu? Da, exact, să nu sară în colivă. Mă închipui pe Maria Magdalena lângă cruce cu unghiera făcut. Bă, dă-o încolo de treabă. Chiar așa? Doamnă! Sau ce-ți fi dumneavoastră? Că nu, doamna, se mai nu angajat cred. Acolo. Doamna a lucrat, cred că, nu? E, zici că ai, zici că ai cu lumânările? Eu așa m-am gândit. Așa pofi. Da, da, se poate. E doamna de la lumânări. E doamna de la lumânări. Da, în fine. Doamna lumânăreanu. Nu știm dacă e, dar se mai întâmplă. Doamne ferește. Hai să mergem la o grădină zoologică care a vopsit mai mulți câini pe care i-a prezentat apoi ca uși panda în China. Bă, asta este extraordinar. Am avut știrea de dimineață. Uite tu, ciao ciao, sunt acești căței adorabili, care sunt plini de blană și absolut jucăuși și fantastici. Și cei de la grădina zoologică, de ce au zis ei asta? Ca să mai atragă niște turiști. Păi bă, voi n-aveți, mă, panda la grădina aia zoologică în China? Pe cuvântul vostru că n-aveți panda? Păi puneți niște panda să se joace. De ce puneți doi căței ciao, ciao, să facă chestia asta? Un purtător de cuvânt al grădinii zoologice a apărat de asemenea expoziția de panda, spunând că oamenii își vopsesc părul tot timpul. Și care e problema? Ce? Adică și oamenii se vopsesc pe păi păr și vopsească ce să vopsească panda în portocaliu, care e problema? De ce nu-i vopsesc pe aia? Da. Ce? Dar nu n-am înțeles cum e, care-i treaba. Vopseaua de ce naturală să... poate fi folosită și la câini dacă au blană lungă. Nu există urși panda la grădina noastră zoologică și am vrut să facem... A, nu au urși panda, da. Asta era. Da, și au vrut să aibă urși panda. Asta întrebam, dacă au urși panda. Nu au. Nu au. Păi faceți un demers cu guvernul chinez. Au vopsit și măgarii în zebre. Ok, faceți un demers cu guvernul chinez, vorbiți cu ăla din frunte de acolo și spuneți-i, domnul Xiao Ping sau cum îl cheamă. Vrem panda. Vrem doi panda. Dați-ne și nouă dezlegare la panda. Faceți cumva și lăsați-ne să aducem doi panda, trei, patru panda. Câți panda se poate? Da, abusul. Dar nu vopsești, mă, câinii. Da, tu știi că mai există propuneri de ăștia. Poate primim amândoi acum în direct, în weekend, să fim urși la grădina zoologică. A, ce frumos, să primim o ofertă. Da. Da. Costumați în urși, luăm și pe ciucă. Trei urși.
Și să ne și vopsească. Păi nu, cu costumele alea aș face și noi pe acolo. Da, să, da, să ne vopsească care în verde. Să fim urși verzi. Chinezi verzi. Ok. Doamne, doamne. Asta e busul, cam asta a fost cu știrile de vreau astăzi. Vreau să spun despre spune spectacole. Spune busul, te rog, rog. Duminică. Da. Duminică seara, la Gloria, la sala Gloria, jucăm Fidelitate. Vă rog, bravo, să, dacă vreți, să veniți să ne vedeți. Gheorghe Ifrim, Adelaida Zamfira, subsemnatul, o piesă foarte, foarte bună, scrisă de Ces Palminteri, pe care probabil că îl știți de prin filmele lui Scorsese. E un actor care joacă mafioți. Mafiot. Și ăsta a scris o piesă pornind de la viața lui. O autobiografie cumva pe care el a avut-o ca stand-up la un moment dat și a scris o piesă după stand-up. Bravo. Bun, asta e piesa pe care o joc duminică, luni. Doamne, suntem ce la... Ai fii atent, mă, că aici e treabă iartă-mă mare pe mine. Luni suntem la Iași cu Răpire, Fran Nortes. Am venit aici cu colegii, da, de la Răpire și i-ai văzut și tu. Și marți? Marți plecăm cu Fidelitate la Slobozia. Miercuri? Miercuri jucăm Răpire la Luceafăru. Păi și tu la muncă când mai vii? Mai vin și eu. Mai vin dimineața. Că deci dimineața, dimineața eu sunt aici. Și apoi alergi tot. Da, 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 da. Alerg în toate părțile. Bravo, asta. Așa, așa. După aia mai avem niște spectacole pe care le anunț eu. A, pe 19 mai de ziua mea sunt la Târgu Jiu. La mine acasă. Acolo e festival de teatru și mergem, vezi, cu, mergem cu Fidelitate la festivalul respectiv. Busu, deci ce e la Târgu Jiu? Vreau să aud. Ce e la Târgu Jiu? Festival de teatru. Festival de teatru. Al nivel, tati. N-am zis nimic. Ți-am zis? Zis Târgu Jiu, orașul meu de baștină. Da. Bine, asta-i. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai dat această ocazie să anunț și spectacolele suntem pe care le-am. Suntem un fel de agendă culturală, deci, pentru prietenii și colegii noștri și ne bucurăm, pentru că e bine ca oamenii se afle și să meargă la teatru. Și să vină la teatru. Corect. Pentru că e, e o experiență. Teatrul este o emoție nemijlocită, adică emoția care se transmite din sală către public și din public către noi este absolut senzațional. Bosu, îți mulțumesc, eu îți nespuse, mulțumesc. Și minunat, extraordinar. Pa, pa.